PSD ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus că nu o cunoaștem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindcă nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gândește, nu știm ce dorește, nu știm ce are de gând să facă în această funcție. Cu domnul Grindeanu și cu domnul Tudose era ceva, eram colegi, ne știam, mai vorbeam, mai discutam. Nu avem prejudecăți, de aceea nu spunem nu, dar nu o cunoaștem și nu putem spune da. Deci așteptăm decizia președintelui Republicii și dacă el va accepta și va nominaliza pentru a forma un nou guvern, atunci, bineînțeles, vom avea o discuție cu doamna Dăncilă și vom vedea ce spune. Care va fi lista miniștrilor, cu ce program de guvernare vine și mai sunt câteva lucruri, multe lucruri care trebuie clarificate.